Oradea, orașul modernizat în ultimul deceniu cu ajutorul fondurilor europene, rivalizează în acest an cu marile orașe de pe bătrânul continent vizitate de milioane de turiști. Clădirile de patrimoniu, un acvaparc modern și o cetate veche de sute de ani au făcut ca orașul să fie nominalizat la titlul de cea mai bună destinație europeană de vacanță. Turiștii își pot vota locația preferată pe o platformă de profil, însă lupta este crâncenă. Printre destinațiile propuse se mai numără Londra, Roma, Viena, Istanbul, Praga. Din fonduri europene, municipalitatea din Oradea a atras sute de milioane de euro, bani pe care i-a folosit pentru îngrijirea și renovarea clădirilor de patrimoniu. Rând pe rând, fațadele imobilelor construite în urmă cu sute de ani în stilul baroc, Art Nouveau sau Secession au intrat într-un amplu proces de restaurare. În Piața Unirii, reabilitată și ea în anii trecuți cu ajutorul fondurilor europene, turiștii întâlnesc mai multe obiective principale, clădiri de patrimoniu. În primul rând, vorbim despre Palatul și Pasajul Vulturul Negru, reprezentative pentru stilul Art Nouveau, trei biserici, trei catedrale aparținând unor culte diferite, clădirea primăriei construită în urmă cu mai bine de 100 de ani, dar și Palatul Episcopal Greco-Catolic. Toate acestea au atras atenția platformei online European Best Destination, care a decis să includă orașul de pe Crișul Repede în topul celor mai bune destinații turistice în anul 2022. Ne bucurăm că Oradea se află pe lista orașelor europene nominalizată pentru titlul de cea mai bună destinație de vacanță 2022 de pe bătrânul continent. Acest lucru ne motivează să continuăm dezvoltarea orașului. Numărul mare de turiști care au ajuns la Oradea în ultimii ani s-a datorat și numeroaselor evenimente organizate, indiferent de sezon, destinate publicului de orice vârstă. Festivalul medieval, care în 2019 a atras foarte mulți oameni din afara orașului. Vorbim de Târgu de Crăciun, vorbim de TIF, care începe să atragă și la ediția de la Oradea, să atragă oameni. În competiție sunt incluse și alte 19 destinații europene. Printre ele se numără și Istanbul. Și Roma se află pe listă. Pe lângă faimosul Coloseum, acolo turiștii mai pot vizita și singurul muzeu din lume dedicat pastelor. Londra este și ea printre preferate. Capitala Angliei este una dintre cele mai mari centre urbane din lume și cu o multitudine de obiective turistice. Big Ben, Tower Bridge sau muzeul Madame Tussauds se numără printre cele mai vizitate locuri din lume de turiști. Cei care călătoresc prin Europa își pot vota locația favorită până pe 10 februarie.